Bună ziua, sunt Sorina Opreșa și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Fostul șef al Direcției Transport Chișinău, Igor Gamrețchi, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul parcărilor cu plată. A fost pronunțată sentința și în cazul părinților din Bălți, care în februarie și-au vândut copilul nou-născut unei nemțoaice. Cei doi vor sta câte 15 și 17 ani la închisoare. Codul portocaliu de caniculă ne-a adus temperaturi de 36 de grade la umbră. Troleibuzele și autobuzele din capitale s-au transformat în saune pe patru roți. 2 ani de închisoare cu executare pentru fostul șef al Direcției Transport Chișinău, Igor Gamrețchi, a fost condamnat în dosarul parcărilor cu plată. Fostul funcționar spune că va ataca decizia și amenință că va face declarații care ar putea arunca primăria în aer. Dacă dau eu declarații, cred că jumătate din colegiu să trebuiască să plece. Și să nu fie așa de prea curat cineva și cineva să-i încarce carul. Nu merge treaba asta. Deci fiecare să apără drepturile conform legislației care este. Gamrețchi însă nu a spus când și dacă va face aceste declarații bombă ce ar lăsa jumătate din funcționarii primăriei fără serviciu. Nu am încercat să ponegresc și să murdăresc pe nimeni. Niciodată. Dar dacă o să mă aducă la condiția, atunci o să-i spar rău. Astăzi Gamrețchi a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi. Cu privare de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani. Pedepsa care a fost stabilită de către instanța de fond își va atinge scopul corectării, reeducării condamnatului. Mă așteptam o măsură nu atât de aspră. Asta este. Deci o să încerc să ne apără drepturile până în final. Gamrețchi a anunțat că va ataca decizia. Abia după pronunțarea instanței finale, sentința urmează să fie pusă în aplicare, iar fostul funcționar să fie încătușat. A stabili adevărul, asta înseamnă a stabili adevărul, dar nu a ceva ascunde sau ceva a discuta și a scrie pe internet și pe Facebook. Mă referiți la domnul Chirtoacă? La mai mulți mă refer. Pentru mine nu este clar de ce au dezjuncat acest dosar. I-au împărțit aparte. Chirtoacă dosar aparte, Gamrețchi aparte, Grozav aparte, Pincescu aparte, pe când trebuie să meargă un dosar. Aici este un truc de a procurorilor pentru a-i aduna pe urmă împotriva lui primar Dorin Chirtoacă în calitate de martor. Urmărim toate lucrurile. Mă rog, dacă și-a recunoscut vina, atunci pot să mai comentez. Cât ține de afirmațiile deputatului liberal Lilian Carp, precum că Igor Gamrețchi ar deține un avion sportiv, un iaht mic și cai de 1 milion de lei, făcând bani buni în perioada cât a fost la primărie. De adevărat că aveți un iaht privat, un avion și cai de 1 milion de lei? Și rachete mai am. Ștancuri cum mai sunt acolo, adică nu mai vorbiți atâta. Igor Gamrețchi a fost condamnat pentru trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată ce urmau să fie amenajate în oraș. Procurorii spun că el a participat la trucarea licitațiilor în vederea desemnării companiei care să amenajeze aceste parcări. În schimb, urma să primească 13% din veniturile firmei austro-ungare. În același dosar mai sunt vizați Dorin Chirtoacă, Nistor Grozavu, milionarul Pincevski, un consilier municipal și administratorii a 3 firme de parking. Potrivit procurorului, Gamrețchi și-ar fi recunoscut vina și dosarul său a fost examinat în procedură simplificată. E din ce în ce mai cald, astăzi au fost 36 de grade la umbră, iar la soare s-au înregistrat și 48. Oamenii se plâng că se topesc de căldură, astfel că fiecare caută tot felul de soluții ca să se răcorească. Imposibil, imposibil stăm așa. Apă și pălăria asta ne protejăm. Nu dăm la umbră, mai bem ceva răcoros. Ne usie de tare cald. 48 de grade, atât arăta acest termometru stradal astăzi la orele amiezii. Oamenii se plâng că abia de mai pot respira. Cel mai greu suportă căldura vârstnicii. Tensiunea e mare și greu. Șoferii care fac rute interurbane spun că parcă ar lucra la gura cuptorului. 37, e ca cu sticlă de apă și cu ștergarul. Și mergem, asta e situația. Nici pasagerilor nu le este mai ușor, chiar dacă sunt deschise toate geamurile, aerul e fierbinte. Mă dușam, dar ce să facem, mergem, avem nevoie, trebuie să ne ducem. Ca cu pariuchi. Ca niște saune pe patru roți erau astăzi troleibuzele și autobuzele din capitală. E foarte cald. Ca nu este de mult n-a fost. Fața de rutier mai merge. Salvatorii au anunțat că mâine vor instala corturi anticaniculă în mai multe zone ale capitalei. Такой жару нужны палатки. И bine să fie apă, să fie primul ajutor pentru om. Comercianții din piețe se prăjesc la soare în aceste zile, așa că periodic asfaltul este stropit cu apă. Конечно, кто себе чувствует хорошо в такую жару? Ждём, когда трактор проедет и намочит, и мы так женим, бежим, мочимся тоже. La instalațiile de apă din piață sunt mereu cozi în aceste zile.
Canicula lovește nu doar în comercianți, dar și în marfa de pe tarabe, verdețurile se vestejesc la soare. Și fructele, după câteva ore state în soare, nu mai par atât de proaspete ca rupte de pe copac. Mai repede strigă. Este pierde. Pentru drumarii care repară bulevardul Ștefan cel Mare, căldura vine și de sus și de jos. Abia de pot păși pe asfaltul încins. Foarte greu. Păi dacă oți bitonul, bitonul trebuie să-l pui la loc. Dacă nu-l pui la loc, păi el se întărește și el n-așteaptă. Deși la orele amiezii pe caniculă nu sunt recomandate plimbările, orășenii care locuiesc la etajele superioare au fugit de zăpușeală prin parcuri. Aici căldura e aceeași, dar simplu spațiu liber și mai ușor de suportat. Unii s-au răcorit în lacuri și nu a mai contat avertizarea medicilor că apa este murdară. Meteorologii nu vin cu vești îmbucurătoare. În următoarele zile va fi și mai cald. Pe teritoriul nostru se deplasează masa de aer dinspre nordul Africii. Temperaturi de 37-38 grade Celsius se observă pe teritoriul nostru în ultima perioadă, în medie odată la 2-3 ani. Acestea nu sunt temperaturi record, fiindcă în anul 2012, pe data de 7 august, am avut cea mai mare temperatură înregistrată, de 42,4. Potrivit meteorologilor, astfel de temperaturi nu sunt normale pentru această perioadă. Pe timp de noapte ar trebui să avem între 17 și 18 grade Celsius, pe când pe timp de zi ar trebui să avem între 28-29. Temperatura medie este peste norma climatologică cu 5-7 grade Celsius și nu este exclus că în următoarele zile ele să mai crească cu încă 1-2 grade. Codul portocaliu de caniculă este valabil și mâine, sâmbătă și duminică, toată țara va fi acoperită de un val insuportabil de caniculă cu maxime de 39 de grade, astfel încât ar putea să fie emis cod roșu. Între timp, 12 județe din România sunt deja sub cod roșu de caniculă. Al patrulea val de arșiță din această vară vine în țara vecină cu temperaturi de peste 42 de grade. Ca într-un cuptor se simt și localnicii din Ungaria, Polonia, Elveția, Serbia și Croația, peste care s-a bătut un front cald venit din Africa. Soarele a încins vestul României, aflat sub cod roșu, valabil până mâine. În aceste zile de foc, stațiile de autobuz sunt ca niște sere. Nu se poate sta în stație, nu se poate merge cu autobuze. În astea noi e cum e, dar în alea vechi ce bătut sfântul. La Iași, un tânăr de 28 de ani a leșinat pe stradă pentru că în loc de apă a băut alcool. Medicii spun că el suferea de deshidratare profundă. El este un pacient cu temperatură centrală crescută, are 38,5 grade. Dacă el ar mai fi rămas în mediul exterior, ar fi putut să ajungă la o stare de comă. Iar pe litoral, aflat sub cod galben de caniculă, paramedicii s-au plimbat printre turiști și au sfătuit să se retragă la umbră la orele periculoase. Arșița a pus stăpânire aproape pe întreaga Europa. La Roma s-au înregistrat 41 de grade, iar serviciile de urgență au primit sute de apeluri. From Canada, so we're not used to this time high temperature, but it's okay. Și Croația are parte de temperaturi extrem de mari. Localnicii stau mai mult pe lângă fântânile arteziene. În Bosnia, meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade, așa că umbra este la mare căutare. Redovno raslađivanje vodom i tako. Hladnim napicima, limonadama, naveče normalno tuširanje i În toate țările cu temperaturi foarte mari, autoritățile au recomandat același lucru cetățenilor: să consume cât mai multă apă, să nu stea mult timp la soare și să poarte haine deschise la culoare. Cuplul din Bălți, care a încercat iarna trecută să-și vândă bebelușul nou-născut și femeia care trebuia să-l cumpere, au fost condamnați în total la 50 de ani de închisoare. Detalii are colega noastră, Tatiana Anastas. Tatiana, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor, decizia a fost luată ieri de către judecătoria Hâncești. Astfel, mama și tatăl fetiței, care mai au 3 copii minori la întreținere, au primit câte 15 și respectiv 17 ani de închisoare, iar femeia cu cetățenie din Germania, care ar fi încercat să o cumpere, a fost condamnată la 18 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, cei doi soți cu vârstele de 26 și 28 de ani s-ar fi înțeles cu nemțoaica ca să-și vândă fetița imediat după naștere. În luna februarie al acestui an, femeia a încercat să iasă din țară cu bebelușul de doar 12 zile, prezentându-le polițiștilor de frontieră o procură semnată de tatăl copilului, precum că nou-născutul ar merge la un tratament în Germania, deși acesta era perfect sănătos. În prezent, copilul se află într-un centru de plasament din capitală, iar ceilalți frați ai săi se află în custodia asistenților sociali. În ședințele din cadrul procesului de judecată, cei doi soți au negat că ar fi încercat să-și vândă fetița.
sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel. Acestea au fost informațiile. La revedere! Tatiana, mulțumesc! Mâine, Banca Națională va analiza schițele cetățenilor despre cum ar trebui să arate monedele de 1 și de 2 lei. Deși oamenii nu prea au trimis concepte, la BNM nu duc lipsă de idei. Plahatniuc! Ce? Spivă! El e investit la noi în Moldova. Apoi duc să doamna și la Plahatniuc și la cei amândoi pe bancnotă, dar atunci... Dar cui față? Numai lui Ștefan cel Mare. Mai ingenios a arătat un caricaturist care a publicat schița sa pe Facebook. Imediat la știri vedeți cum ar trebui să arate moneda de un leu în viziunea sa. După 4 zile de căutări, cadavrul băițelului de 10 ani din Alinii Noi a fost recuperat astăzi din Nistru. A fost dus de apă la tocmai 10 km de locul unde s-a produs tragedia. Copilul a fost găsit de către doi pescari care se aflau pe Nistru cu o barcă. Imediat aceștia au alertat salvatorii. Băițelul s-a necat luni în apropiere de localitatea Telița, în timp ce era la scăldat cu părinții. Se presupune că minorul ar fi intrat în apă și ar fi fost tras de curenți. Kremlinul a calificat drept inacceptabilă decizia autorităților de la Chișinău de a-l declara pe Dmitri Rogozin persona non grata. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a declarat că situația este mai gravă decât sancțiunile impuse Rusiei de către SUA. Rogozin nu a comentat interdicția. Într-un interviu pentru postul NTV Moldova, el a anunțat că pregătește sancțiuni împotriva celor care l-au împiedicat să ajungă pe 28 iulie la Chișinău. У нас есть сведения, что за этой провокацией стоял, собственно говоря, сам опять же господин Плахотнюк, поручил Филиппу сделать звонок в Бухарест, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство. Человек крайне опасный, я считаю, для самой Молдовы. Он хочет что-то такое сделать очень приятное Западу. Он хочет встроиться в общий тренд русофобии. Dmitri Rogozin a mai spus că sancțiunile nu vor viza cetățenii moldoveni și că vor fi pedepsite doar persoanele responsabile de situația de vinerea trecută. Iar Rogozin a fost declarat persona non grata și are interdicție să intre în țara noastră și să o tranziteze. Decizia luată de guvern a fost criticată de președintele Igor Dodon, iar Ministerul Rus de Externe a înmânat ambasadorului Moldovei la Moscova o notă de protest. Tinerii care vor să se facă medici au aflat astăzi dacă vor învăța la buget sau la contract. Emoțiile au fost destul de mari, deoarece și taxele de studii la medicină sunt măricele, ajungând până la 32.000 de lei pe an. Aproape 1.000 de candidați au luptat pentru cele 700 de locuri oferite de Universitatea de Medicină. Competiția a fost strânsă la buget, unde cea mai mare medie a fost de 9,94. Dacă sincer, eu mă uitam mai întâi la contract. Am cestit, am plâns de bucurie. Был шок, подумал, что может быть ошибся. Vom ajunge acasă și vom sărbătorie. Rezultatele preliminare ale admiterii au fost afișate aseară pe site-ul universității pentru ca astăzi să apară și pe panouri. Mihaela Frumusati a stat la dubii vreme de o oră pe o bancă din fața instituției. A fost admisă la buget atât la medicină cât și la informatică. Închide ochi și închiube pe 10 ani, ce te vezi? A cumpătat bine și în final a decis că se va face medic. S-au bucurat astăzi și cei care au fost admiși la contract, deși taxele de studii ajung și la 32.000 de lei pe an, la optometrie. Facultatea a fost introdusă în premieră în acest an și va pregăti specialiști care vor trata viciile de vedere, însă nu vor putea face intervenții. Taxa e 28.800, dar suntem din oraș, ați fi lângă mama, lângă tata. Noi plecăm psihotare și facem bani pentru să învățăm copiii. Cum se descurc părinții? Probabil că bine, nu știu treaba lor. Mama Cătăline Mocanu este mai norocoasă. Taxa de studii a împărțit-o în jumătate cu fiica ei, care ani buni a pus banii la ciorap și a adunat aproape 15.000 de lei. Cel mai bun client a fost mama și ea mi-a achitat și procente. Un fel de client mai devotat fiicii. În acest an, la medicină au fost 425 de locuri la buget și 265 la contract. Nu a fost alocat niciun loc la buget la facultățile de stomatologie și farmacie. Anul trecut s-au oferit 10 locuri la farmacie și 10 locuri la stomatologie la buget. În schimb, anul acesta s-a oferit la buget 10 locuri la o specialitate nouă, optometrie.
decizie. Tinerii care vor învăța la buget vor fi obligați ulterior să muncească în localitățile unde vor fi repartizați de Ministerul Sănătății. Proaspeții studenți spun că nu au nimic împotrivă. La absolvire, însă, unii refuză să meargă să muncească în sate, iar acum riscă să achite statului banii pentru studii. Asta înseamnă și o privare de viața ta personală, de comoditățile tale de aici, din oraș? Accept să fii medic, viața ta personală deja nu mai are însemnătate așa de mare. Nu sunt cluburi, nu sunt distracții. Nu, clubul, ладно, но погулять с друзьями выйти. Придется чем-то жертвовать. Трябва да на цару сваке, треба. Să ajute poporul moldovnesc. Tinerii care s-au regăsit în liste, în 4 zile trebuie să depună actele în original. Sper că poate în a doilea tur o să fiu la buget, pentru că media e bună și sunt pentru primii la contract. Pe 9 august vor fi publicate rezultatele finale ale admiterii la Universitatea de Medicină. 20 de tone de prune din țara noastră au fost interzise în Rusia. Chirul cu fructe a fost întors din drum la un punct de trecere a frontierei din regiunea Kursk. Rusel Hoznadzor precizează pe pagina sa oficială că în prune ar fi fost descoperită molia orientală în stare activă. ANSA deocamdată nu a comentat incidentul. În mod surprinzător, fructele au fost interzise imediat după ce ieri Rogozin a fost declarat persoana non grata în țara noastră. Iar responsabilii de la Kremlin au atenționat Chișinăul că va urma un răspuns. Noile sancțiuni adoptate de Statele Unite împotriva Rusiei sunt o declarație de război comercial, o spune premierul rus Dmitri Medvedev, care pe de altă parte susține că Moscova nu va fi foarte afectată de aceste măsuri. Purtătorul de cuvânt al președintelui a spus că se aștepta ca Trump să semneze legea și a anunțat că Rusia nu va veni cu un alt răspuns. Noile sancțiuni au spulberat orice speranță pentru normalizarea relațiilor dintre Moscova și Washington, a scris Dmitri Medvedev pe Facebook. Premierul a adăugat că Rusiei a fost declarat un război comercial. Pe de altă parte, în același mesaj, oficialul scrie că sancțiunile nu au niciun sens, iar Rusia va continua să-și dezvolte economia. Și ambasadorul rus la ONU și-a spus părerea, Vasilii Nebenzia, crede că Donald Trump a fost obligat să semneze legea. It's no sensation, we expected that. He basically was obliged to sign it. This bill was adopted by US Congress on the host of absurd accusations about Russia. Ministerul rus de externe a numit regretabilă intrarea în vigoare a noilor sancțiuni, dar Moscova rămâne deschisă pentru cooperarea cu Washington, se arată într-un comunicat. Întrebat dacă va urma o replică din partea Moscovei, purtătorul de cuvânt al președintelui rus a spus că au fost luate deja măsuri de răspuns, având în vedere că ambasadei SUA i-a fost cerut să-și reducă personalul diplomatic cu 755 de oameni. Washingtonul a impus sancțiuni Moscovei încă în 2014, când a fost anexată Crimeea. Acum acestea au fost extinse pentru presupusa implicare în alegerile prezidențiale de anul trecut. Prețul la fructe și legume a explodat în plin sezon din cauza ninsorii din aprilie. Este explicația guvernatorului Băncii Naționale, care spune că situația se va îmbunătăți la anul. Pentru 2018, BNM prognozează o rată a inflației de 3,5%, de 2 ori mai mică decât în acest an. La începutul acestui an, Banca Națională a ochit o inflație de 6,9%, însă acest nivel a fost depășit în chiar primele luni, ajungând la 7,3%. Se întâmplă din cauza scumpirii carburanților, a energiei electrice, a apei, dar și a produselor alimentare. Zăpezile din 20-21 aprilie, care au afectat categoria de prețuri fructe și legume proaspete. Și dacă veți vedea în acest grafic, contribuția prețurilor alimentare în ultimele luni ale acestui semestru este relativ important. În mare parte din cauza că prețurile la energie mondiale au crescut și deci tot a contribuit la mărirea inflație la noi în țară. Suntem o economie importatoare de energie și foarte deschisă. Prognozele sunt ceva mai optimiste pentru anul viitor, când se estimează o creștere a prețurilor de doar 3,5%, spune guvernatorul BNM. Cert este că situația s-ar îmbunătăți vizibil în sectorul financiar dacă s-ar întoarce miliardul de dolari furat din cele 3 bănci. Astăzi, Sergiu Ciocle a recunoscut că niciun leu din banii ajunși pe conturile din străinătate deocamdată nu a fost recuperat, fiind o misiune aproape imposibilă de realizat. Partea complicată, care sunt banii plecați acolo unde mâna justiției noastre mai greu ajunge sau chiar și informație nu prea este, zone offshore, țări care sunt foarte închise și aveți dreptate, această parte a recuperării este cea mai nevoioasă și cea mai complicată. Vreau să atenționez că sunt proceduri juridice complicate, deci durează cel puțin, înțeleg, de la experți internaționali până la 18-24 de luni.
În câteva zile vom afla cum ar putea să arate monedele de 1 și de 2 lei pe care Banca Națională intenționează să le pună în circulație. După mai bine de o lună de când a fost lansat concursul pentru cel mai bun concept, doar 10 ingenioși au trimis schițele pe adresa băncii, deși oamenii au idei despre cum ar trebui să arate noile monede. Capul Ștefan cel Mare, gerbul, pe o parte așa și pe o parte așa. Eu așa s-o pot. Președintele nu merge la monedă, fiindcă ei se schimbă. Dacă ar fi un președinte, cum a fost un domnitor, dar eu s-o pot că ar merge, dar așa... Dar cui față? Numai lui Ștefan cel Mare. Plahatniuc. Ție? Sfibă. El e investit la noi în Moldova. Apoi duc să doamna și la Plahatniuc și la cei amândoi pe bancnotă, dar atunci... În mare parte, oamenii cred că moneda de un leu nu ar trebui să fie foarte diferită de bancnotă. Ați vrea să fiți de semen? Nu. N-am nevoie, eu am fotografiile mele, nu trebuie nici monedă. Mai ingenios s-a arătat caricaturistul Alexandru Plăcintă, care, deși nu și-a trimis conceptul la Banca Națională, l-a publicat pe Facebook. Mai în glumă, mai în serios, autorul a desenat un moșneguț care cerșește cu o pălărie în mână. Autorul susține că așa a vrut să redea realitatea societății din Moldova printr-un leu simbolic ce ar reprezenta fiecare moldovean în parte, care este într-o continuă dilemă de emigrare și lipsă de bani. Totuși, nu toată lumea salută inițiativa de introducere a monedelor de 1 și 2 lei. Cei mai nemulțumiți sunt șoferii de microbuze, dar și taxatoarele. Hârtiile pus frumos, dar și ele unii. Tărâi buzunarele jos, rogi buzunarele unii să le pui, cu sacul de urmă. Cred că mai trebuie buzunare adăugătoare. Câte aveți aici de lei de 1? 130 ceva. 130 ceva? Câteodată am și 300-400. Aici de hârtie, mai repede să... Dar este astăzi, cât vreo 10-15 ani gândesc că... Mai ales că noile monede ar putea costa mai mult decât valoarea leului, cred oamenii. Cu un leu ce poți cumpere, mai practic nimic. Practic nimic. Fără un leu tot e rău. Adică ce nu poți face? Două tocuri de chibrit. Ca să vedem dacă mai are greutate leul moldovenesc, am luat o bancnotă de un leu și am lăsat-o pe trotuar. În nici 5 minute, un trecător a pus-o în buzunar. N-am văzut și n-am ridicat. Ce putem să fac? Ori eu, ori altul, te puteți să alegi. Ce o să faceți cu acest leu? Să-l folosesc undeva, cumpăr ceva, știi. Ce puteți cumpăra cu un leu? Răspund drept, nici nu știu. În curând, lângă monumentul unui ban, ar putea apărea încă unul, cel al bancnotei de un leu, care probabil va avea aceeași soartă ca a bănuțului. Adică încetişor, încetişor va dispărea, chiar dacă oficial este în circulație. Acum o lună, Banca Națională a lansat un concurs pentru un concept al monedelor de 1 și 2 lei. Potrivit BNM, până acum 12 persoane și-au schițat ideile și au trimis proiectele. Deocamdată însă niciun concept nu a fost analizat, pentru că mai este încă o zi până la încheierea concursului. O comisie de la BNM ar urma să-l selecteze pe cel mai bun, care va fi imprimat pe noile monede. Bărbatul care a agresat ieri un jurnalist la Moscova și-a cerut scuze, însă oricum s-a ales cu un dosar penal. Я не хотел просто. Я иду, он мне что-то какую-то гадость говорит, а я там свою братву иду еще как бы, ну хоп, руку кину, вот, и все. Bătăușul nu și-a putut explica gestul ce s-a întâmplat cu jurnalistul, care s-a trezit cu un pumn în față aflat în câteva minute. Liberalii vor sta de veghe lângă piatra din fața guvernului instalată în 2010, pe când Mihai Ghimpu era președinte interimar. Astăzi, PL a pus două corturi acolo, unde câțiva activiști vor sta non-stop. Liderul PL spune că are informații că până la ziua independenței, Igor Dodon va scoate monumentul victimelor regimului totalitar comunist. Președintele în exercițiu, din surse demne de încredere, a declarat că în această lună, pe la sărbătorile naționale, adică Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, se demoleze această piatră, să o transforme în petriș. Așa că liberalii au decis să instaleze două corturi în fața guvernului și vor păzi zi și noapte piatra. Membrii Partidului Liberal am adus și băieți așa mai care practică sportul, ca să nu încerce cineva să-și arate mușchii. Totul e organizat la nivel așa cum trebuie. Mihai Ghimpu însă nu a spus de unde are așa informații. Igor Dodon, aflat în vacanță în Grecia, nu a reacționat, iar serviciul de presă al președinției nu ne-a răspuns la telefon. Toți angajații ar fi în concediu. Contactat de ProTV, consilierul pe probleme juridice al președintelui, Maxim Lebedinski, a spus că nu știe nimic despre o asemenea decizie a lui Igor Dodon. Piatra comemorativă a fost instalată în Piața Marii Adunării Naționale la 28 iunie 2010, prin decretul președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpu.
Câmpu. Ulterior, Curtea Constituțională a declarat acest decret neconstituțional. Acum 5 ani, organizația Soluția, creată de Igor Dodon, a cerut prin instanțe ca această piatră să fie scoasă din centrul capitalei, însă Curtea de Apel a respins cererea. Un ofițer fulger a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi cerut 1200 de euro de la un cuplu, promițând că va aranja examenele pentru obținerea permisului de conducere. După ce i-au dat banii, oamenii l-au denunțat, iar omul legii a fost reținut de ofițerii CNA. El riscă 6 ani de închisoare. Potrivit IGP, ofițerul activa în cadrul detașamentului de un an de zile, însă a refuzat să comenteze reținerea. Accident tragic pe o plajă de lângă Lisabona. O fetiță de 8 ani și un bărbat au fost loviți mortal de un avion de mici dimensiuni în timp ce se bronzau. Din cauza unei probleme tehnice, aparatul a aterizat de urgență direct printre turiști. Sute de oameni se bronzau pe această plajă când deodată au văzut cum un avion de mici dimensiuni se apropie de ei. Unii au reușit să sară în apă, ori să fugă cât mai departe. În aterizare, avionul a lovit mortal un bărbat și o fetiță. Martorii povestesc cum s-a întâmplat totul. Am atavat mamani și plecat o viu brul de avion. Eu lei tava pasat prima de aquel, perdón, ca ali în frente. El fa vista ainda só um bocadinho. E já vem, as asas já vêm assim a balançar, está a ver? E depois vai cair precisamente. În avion se aflau două persoane care nu au fost rănite. Pilotul a fost reținut de oamenii legii. Luna trecută, o femeie care se afla pe o plajă din insulele Caraibe a murit după ce a fost doborâtă la pământ de jetul puternic de aer al unui avion care a decolat pe aeroportul din apropierea plajei. Bărbatul care a lovit ieri cu pumnul în față un jurnalist rus în timpul transmisiunii în direct și a cerut scuze. El spune că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Asta însă nu va scăpa de pedeapsă. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal. În câteva minute aceste imagini au devenit virale pe internet. După ce l-a lovit pe jurnalist, bărbatul s-a întors și a plecat. Nu prea departe însă, polițiștii au reușit să-l prindă. La secția de poliție, individul nu mai era atât de bătăuș și chiar și-a cerut scuze. Totuși nu și-a putut explica gestul. Я не хотел просто. Я иду, он мне что-то какую-то гадость говорит, а я там свою братву иду еще как бы, ну хоп, руку кину, вот, и все. Poliția a anunțat că bărbatul are 32 de ani și este din Moscova. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Cât despre jurnalist, acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului. Самочувствие, к слову, к счастью, наверное, нормально. Голова, конечно, немного кружится, скула побаливает, только стало заметно сейчас, хотя в первые секунды после удара я этого не чувствовал, наверное, был такой небольшой шок. Ну, вот, наверное, после этого такого, знаете, очень неоднозначного поступка, я, наверное, возьму за привычку оглядываться по сторонам, никого ли рядом нет во время прямого эфира. Incidentul s-a întâmplat ieri în parcul Gorki din Moscova. Reporterul era în emisie directă și vorbea despre manifestațiile dedicate trupelor aeroportate când a fost lovit cu pumnul în față. Poliția a anunțat mai târziu că agresorul nu este militar. A pus capăt unei cariere ilustre renumitul boxer ucrainean Vladimir Klitschko și a anunțat retragerea. El spune că se va dedica afacerilor. Пришла моя очередь сделать это. Я делаю это да с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая кариера станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая. Klitschko și-a început cariera profesionistă în box în 1996. De atunci el a câștigat 64 de dueluri, dintre care 54 prin knockout și a fost învins de 5 ori. Ucraineanul a fost de 2 ori campion mondial în categoria grea și a cucerit centuri în numai puțin de 4 versiuni diferite. Un câștigător al Ligii Campionilor vine la Chișinău, o legendă a unei echipe din Europa va sta cu ochii pe golkiperii moldoveni la bătălia portarilor care va avea loc duminică. Câștigătorul are șanse să meargă la antrenamentele echipei FCSB. Invitatul acestui eveniment este președintele de onoare al Stelei București,
de titlu erou din Sevilla, Helmut Ducadam. Așa portari și așa oameni mai rar până la noi prin țară. La bătălia portarilor s-au înscris peste 90 de sportivi amatori și profesioniști, printre care și golkiper de la Zimbru, Zarea, Dacia sau Petrocub. Turneul se va desfășura în trei categorii de vârstă: 10-13 ani, 13-17 ani și 18+. Campionii vor obține mănuși create chiar de Andrean Bogdan, dar și alte premii. Poate îl încercăm să-l convingem pe cel mai bun portar să-l trimitem la Steaua să facă o săptămână de pregătire. Ar fi un premiu super frumos. Cred că să petreci câteva zile la Steaua. La bătălia portarilor un meci durează 3 minute, iar fiecare concurent încearcă să marcheze cât mai multe goluri. Portarul echipei CSU Craiova, Nicolae Galancea, a fost câștigătorul primelor două ediții, iar anul trecut, marele premiu a fost cucerit de Denis Rusu de la Zimbru Chișinău. Competiția, care este la 7-a ediție, se va desfășura duminică pe stadionul Real Succes din capitală. Atletico Madrid a cucerit trofeul turneului amical din Germania. Spaniolii s-au impus la penaltiuri în finală contra celor de la Liverpool. Locul 3 a fost ocupat de Napoli. Atletico Madrid s-a impus în cadrul unui turneu amical din Germania înaintea noului sezon. Spaniolii au trecut la penaltiuri de Liverpool după ce în timpul regulamentar a fost 1-1. Trupa lui Diego Simeone a deschis scorul încă în prima repriză. Liverpool a înscris golul egalizator pe finalul partidei. Firmino a marcat din penalti. S-a ajuns la seria loviturilor de departajare, unde Atletico a executat exemplar și a cucerit trofeul. And it is an Atletico success. În lupta pentru locul 3, Napoli a învins nemții de la Bayern München chiar la ei acasă, scor 2-0. Italienii au înscris câte un gol pe repriză. Callahan. This is Giaccarini, 2-0. Good finish. Pentru Napoli mai urmează încă două amicale înaintea startului noului sezon din Serie A. Doamnelor și domnilor, jurnalul orei 17 se încheie aici. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Rodica Cioronică. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!